Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Tonia și sunt bucuroasă că ești printre abonații canalului meu. Te invit la o etalare generală pentru cei născuți în zodia vărsătorului. Haideți să începem să vedem cum va fi luna iulie pentru cei născuți în zodia vărsătorului. Să vedem energia lunii. Energia lunii ne vorbește despre compasiune pură. Fie că iubești pe cineva din adâncul sufletului tău, fără acele condiționări, adică e ceva, o dragoste necondiționată, o compasiune pură. Cei din zodia vărsătorului sunt într-o evoluție puternică a spiritualității. La baza pachetului observăm cifra 17, poate că îți spune această cifră ceva, fulgerul binefăcător. În luna iulie ți s-aprinde chakra cea de celui de-al treilea ochi și ai ceva clar într-o anumită situație. Bun, drăguții mei, hai să vedem și ce ne spune tarotul. Tarotul, la ridicarea pachetului, ne vorbește despre o iluzie în care ai trăit, probabil, sau te-a dus cineva într-o iluzie. Haideți să vedem, să explorăm ce vrea să ne spună tarotul. În luna iulie, observ aici că te apropii de final a unei dureri sufletești, a unor insomnii, ceea ce îl dăinuiești de foarte mult timp. Temperanța, pentru cei din zodia vărsătorului, ne aduce la cunoștință tarotul că în luna iulie ei vor fi persoanele care vor face un echilibru în interiorul său, vor tempera niște lucruri, energia focului, a apei, vulnerabilitatea pe care a avut-o către cineva în trecut. Este o lună intensă pentru cei din zodia vărsătorului, doi de cupe, persoana din trecutul tău este posibil să revină, 99%, să te reîntâlnești cu această persoană, să te reconectezi cu această persoană. Iubiți la fel, dar totuși diferit. Tu cu sufletul, iar el cu raționalul. Doi de cupe. Poate fi o dragoste dintr-o altă dimensiune. Ce ne mai aduce în luna iulie pentru cei din zodia vărsătorului? Foarte multe lucruri neștiute de voi. Sunt foarte multe lucruri care se ascund de voi. Cineva ascunde foarte multe lucruri, se minte, se înșeală. Luna ne vorbește despre energie ascunse, pitite foarte bine, ceea ce n-aveți o claritate în această situație. Însă, spre sfârșitul lunii, observ aici că vei lua o decizie să-ți separi energia de trecut. Vei avea o intuiție și vei pune cumva punctul pe I. Mai vreau o carte să vedem ce ne arată tarotul pentru cei din zodia vărsător. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Papa. Poate că ați avut de-a face cu cineva în zodia taurului sau cu cineva care are o funcție, lucrează într-un domeniu care
comunică foarte mult cu publicul, o funcție, un șef, o instituție. Unii din voi poate că vă reîmpăcați fiind o familie cu această persoană. Papa ne vorbește fie de căsătorie, fie de divorț, fie de lucruri instituționale. Sau poate că veți semna un document în această privință. Un ciclu karmic se închide și o alta se deschide spre lucruri noi, spre noi începuturi. Pot să spun cu mâna pe suflet că cei din zodia Vărsătorului au o lună destul de traversat sufletește, pentru că ne apare și la baza pachetului această carte a suferinței, a lucrurilor ca și cum ar trece prin noaptea neagră a sufletului, dar lucrurile încet, încet o ia spre un făgaș de terminare. Se va termina ceva pentru cei din zodia Vărsătorului. Haideți să vedem și oracolul ce ne transmite pentru luna iulie, pentru cei din Vărsător. Mesajul din partea lunii ne vorbește, privește imaginea din ansamblu. Adică tu fă cumva doi pași în urmă, ca și cum n-ai fi tu în această situație, și ia lucrurile ca și cum ai fi altcineva. Cum ai face tu dacă ai vedea lucrurile din ansamblu? Vei vedea o claritate mai bună. La baza pachetului, munca grea de până acum începe să dea rezultate. Deci, draguții mei, cei din zodia Vărsătorului, priviți cumva situația în care vă aflați, priviți-l din ansamblu. Faceți doi pași să vă îndepărtați, să vedeți lucrurile mai clar. Mulțumesc pentru audiție, ne vedem la următoarea etalare.